unde se găsesc informațiile? Se găsesc toate informațiile importante aici. Cu roșii și castravete, plus satiră și cuplete și bârfe despre vedete. A sosit, băieți și fete, Tocănița de gazete. Cu izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, Tocănița de gazete. Bună dimineața! Efervescent. Mihai. Frunză verde de cicoare, o azi e mare sărbătoare. Maria să ne trăiască și Marian să ne cinstească. Pam, hai, Marian, pam. Hai, da. Mai repede! G4 Media ne informează că o echipă de arheologi din Peru a dezgropat o mumie veche de 1000 de ani pe un sit localizat într-un cartier rezidențial din capitala Lima. Măi, dragă Nina, nu Lima. Eu zic să păstrăm curățenie aici, în casa noastră din cartierul rezidențial Primăverii, pentru că nu știi niciodată ce impresie or să-și facă arheologii. Că trebuie să ne gândim și la viitor. Uite cum s-au dus în meandrele trecutului și Prigojin și Tina Turner, acum și băiatul ăsta simpatic din Peru, măi dragă. Păi, ăștia n-au rezistență, bă. Și fără niciun apropo, bineînțeles, playtech.ro ne spune ce sunt moșii de toamnă și pe ce dată pică în prima sâmbătă din noiembrie. Bine, n-am aprofundat articolul, dar știu unde sunt moșii de toamnă. Unde? La Curtea Constituțională sunt moși speciali. Scrie descoperă.ro că o exoplanetă neobișnuită s-ar fi micșorat, iar astronomii nu știu cum s-a întâmplat acest lucru. Să trăiți infinit! Agentul Zgureanu raportează. În urma unei sesizări de la observatorul astronomic cu privire la Exaosul, la planeta micșorată, să știți că am deschis deja dosar penal și urmează să dăm și un ro alert, dar mai pe seară să înceapă concertele la festivalul George Eminescu, băi! Alo! Da. Ce festival? George Eminescu. Eu, ca tânăr cinstit, nu admir ca cineva să fure din avuția la joală. Adevărul.ro ne anunță că angajații CFR vor să facă o grevă de avertisment pe 15 septembrie. Bine, ea va începe pe 15, dar Dumnezeu știe când ajunge să se încheie. Dintr-un interviu exclusiv din click.ro aflăm că Denis Rifai ar renunța la capitală pentru un singur oraș, pe care prezentatoarea declară că îl iubește profund. Ea s-ar muta la Istanbul. Măi, am întâlnit fata Giugioc la noi la Istanbul, Denisa Prafai, marea vedetă la Pașalâcul Dogan din București. A venit la noi la magazin de covoare cu câțiva gheauri și a început să bună întrebări. A pus 40 de întrebări, măi. Bine, echipa le scria, ea doar le citea. Dar nici nu trebuie gândim. E frumoasă ca o baclava. Merge doar cu lămâie. Dacă veți fi luat întrebări, răspundeți limpede. Cu arome de pamflete, comentarii mai șirete, ați gustat, băieți și fete, Tocănița.